Este o primă acțiune a Universității Craiova cu Costea cel Mic. Pentru a nu risipi cuvintele, vom încerca să spunem, iată-l pe Costea cel Mare, șutează și gol! Gol Universitatea Craiova, start fulminant de partidă cu golul lui Florin Costea, cel care marchează pentru a șaptea oară în Liga 1. Numai 45 de secunde le trebuiră oltenilor ca să deschidă scorul. Din nou o acțiune a familiei Costea, centrarea lui Mihai și apoi reluarea lui Florin Costea. Craiova conduce cu 1-0 încă de la vestiare. Formidabil început de meci. Mă întreb ce-o fi în superul lui Uhrin Junior, cel care a pregătit toată săptămâna o partidă care normal trebuia să înceapă de la 0-0. Interesantă apariția lui Ubei în centru și constat că Ubei este fotbalistul care va juca în această partidă în spatele celor două vârfuri, Mihai și Florin Costea. Iată-l acum pe Florin Costea. Florin Costea își pregătește șutul cu piciorul drept, nu? Lasă pentru Ubei. Mihai Costea este în careu, Ubei însă centrează lung și destul de bine pentru Șoavă. Penalti! Penalti! Extraordinar început de meci pentru Craiova. Viera îl faultează pe Șoavă. Arbitrul decide 11 metri și clujenii îl înconjoară pe arbitru cerându-i explicații. Pare a nu fi fost nimic. Da, din rămurile astea. Din cadrul ăsta nu se vede contactul între... Din cadrul ăsta nu se vede nimic. Se vede doar o similoare a lui Șoavă. Poate mai avem ocazia să vedem și alte reluări. Deocamdată să ne concentrăm asupra acestei lovituri de la 11 metri pe care o va executa Dorel Stoica. 2-0. Execuție sigură și meciul se complică strașnic pentru formația oaspetă. Dacă am văzut bine, acolo scria pentru nepoți. Cred că Dorel Stoica va fi avertizat, da? Primește cartonaș galben pentru că ultimele regulamente împiedică jucătorii să afișeze orice fel de mesaje pe tricouri. Da, probabil că Dorel nu cunoaște regulamentul pentru că s-a arătat mirat de acest cartonaș arătat de Deaconu. Excelentă execuția lui Dorel Stoica. Mingea se duce undeva către plasa exterioară. Pentru nepoți scrie pe acel mesaj. Cu siguranță reporterii gazetei și ai antenei vor afla și vor oferi amănunte despre acest mesaj pe care capitanul Craiovei îl transmite rudelor. Iată-l pe Șoavă. Șoavă pasând bine. Prepeliță trage de la distanță. Vine Sixto Peralta și dă această pasă foarte bună la Frangipane. Frangipane în careu, nemarcat, centrează, lovitură de cap încercată de Mara, dar nu este nicio problemă pentru Bornescu. Oricum au construit cu mare ușurință oaspeții și au ajuns extrem de lejer la poarta adversă. Da, e clar, joacă, CFR-ul joacă în două vârfuri, Isuf Kone este punctul fix și Frangipane este fotbalistul foarte mobil și la faza de mai devreme, iată-l pe Frangipane unde ajunge, în zona din stânga. Careul este atacat însă numai de doi oameni, 2 contra 4 la această fază, ar fi fost nevoie fie de Peralta, fie de Dani. O excepțională preluare a lui Mihai Costea, 2 contra 1 pe acest atac, Ubei, mingea pe stângul, cum e posibil? De la 12 metri, Ubei trage pe lângă vincul la un contraatac blitz al formației gazdă. Este zâmbetul lui Ubei, dar nu știu dacă și-are locul aici. Un zâmbet amar al fotbalistului din Sierra Leone, care din nou nu și-a folosit piciorul drept pentru a prinde toată poarta. Iată, dă cu exteriorul piciorului stâng și mingea nu găsește cadrul porții. Minge trimisă în careu pentru Bornescu, care iese greșit, poarta este amenințată. Șutul lui Viera și este corner din nou.
Viera n-a izbutit să străpungă din nou barajul apărării oltene. Iată-l în prim plan pe stoperul ivorian, atât de aproape de gol. Corner din nou, bate același Pereira. De data asta Bornescu stă pe linia porții, a sărit Isuf Kone și a trimis o boltă fără niciun fel de pericol pentru poarta olteană. Dar se vede că oltenii au probleme la aceste faze fixe. A primit aproape jumătate dintre goluri din astfel de faze. Iată greșeala lui Bornescu, cel care a sărit pe lângă minge și apoi tot el a fost cel care a... Viera, pleacă Bogdan Mara. Primește la picior. Bogdan Mara, Viera din nou. Nu, este Isuf Kone care centrează, iată o dezorganizare în apărarea olteană și un plonjon excepțional al lui Bornescu îl împiedică pe Sixto Peralta să înscrie. A venit în spate Isuf Kone, în locul său a urcat Sixto Peralta și el a apărut atât de periculos la finalizare. Centrarea lui Pereira și este o minge care se duce în poartă, într-adevăr, gol pentru CFR Cluj, gol de 2-1. Hugo Alcantara este cel care readuce acest meci în tensiunea unui scor la limită. Hugo Alcantara care reușește primul său gol pentru CFR Cluj. Un fotbalist brazilian transferat de la Belenenses din Portugalia pentru 1.000.000 de euro. Încă o dată reluarea și iată superioritatea aeriană a formației clujane. Extraordinar rea Hugo Alcantara, deși l-avea practic în spinare pe Dorel Stoica. Minge plasată milimetric pe lângă bară în plasa laterală și este golul de 2-1, un gol care ridică din nou într-adevăr tensiunea acestui meci. Șoavă prins cu piciorul în pământ la intervenția lui Viera, intervenție considerată corectă de arbitru. Cornerul este bătut de Frangipane, venise Pereira pentru o combinație scurtă, combinație cu pasă scurtă. Frangipane, minge deviată pe spate, atenție la acest șut care este prins de Bornescu. A tras Dani și Craiova pleacă pe contraatac. Nu avem timp să ne gândim la eventualele consecințe ale unei reușite din șutul lui Dani, pentru că Dănănai încearcă să-l angajeze pe Florin Costea. Costea se întoarce, Dănănai încearcă să-l ajute. Acolo este Dani care respinge până la Prepelis. Atac pozițional al Craiovei cu Șoavă schimbând cu Dilevski. Dilevski primește foarte bine de la Șoavă, pasă în adâncime, Florin Costea, iese driblingul, e șutul cu piciorul drept și nu este gol. Mingea s-a plimbat prin exteriorul plasei laterale. Foarte bună acțiunea lui Florin Costea, care a dat impresia că va șuta, a simulat și a pus adversarul pe picior greșit și i-au lipsit câțiva centimetri să înscrie al doilea său gol. Și a spune a greșit pentru că n-a șutat cu piciorul stâng în momentul în care a avut posibilitatea să o facă. Acum Julius Ubei încearcă să centreze, o face, este Prepeliț acolo, balonul trece peste bară, nu cu mult, Nuno Claro a scăpat. Iată cât de repede se termină această repriză. Da, într-adevăr, pe nesimțite. Minutul 45, vedem, iată ocazia lui Costea. A tras tot cu dreptul, câțiva centimetri au fost. Câțiva centimetri au lipsit, lovitura de cap a lui Prepeliță, un meci care s-a incendiat, practic, s-a auto-aprins pe final de repriză. Bei continuă cu o pasă bună în margine, centrează Dilevski, Mihai Stoica, Florin Costea, este off. Mihai Costea și Florin Costea la combinație oprită de fanionul lui Savaniu. În Nuno Claro. Cred că s-au ciocnit cei doi. Este interesantă această reluare cu centrarea care merge către Mihai Costea. Aici trebuia să închidă faza Mihai Costea, pentru că, netrimițând în poartă, ci către fratele său, îl bagă pe acesta în offside. Transformă poziția de offside în offside. Este corectă semnalizarea lui Savan. Diaconu lasă jocul să continue. Pereira forțează, Pereira centrează bine din alergare, o lovitură de cap a lui Isuf Kone. Unul dintre aturile ivorianului este această extraordinară lovitură de cap.
O accidentare a lui Prepeliță, care a fost prins cu piciorul în pământ, are nevoie de îngrijiri medicale și această extraordinară detentă și impresie și apoi impresia de forță degajată de lovitura de cap a lui Iisuf Cone. Dorel Stoica este cel care șutează puternic, minge dificilă pentru Nuno Claro, respinge în lateral până la Dănănaie, centrarea lui Dănănaie, cât pe ce să asistăm la un autogol al lui Dario Flores. Și acum un faul asupra lui Prepeliță. Atenție la cartonașele galbene. CFR Cluj are un meci dificil etapa viitoare la Vaslui, un meci cu Vasluiul pe teren propriu. Echipă condusă atât de bine de Viorel Moldovan. Iată centrarea cu Edei. Gol! Gol! Craiova 3-1. Încă o dată Florin Costea. Costea se răzbună pe ghinionul de acum câteva minute și este 3-1 într-un meci de o calitate remarcabilă. Regele Costea cel Mare aduce bucuria în regatul Olteniei. Este 3-1 scor cu care Universitatea conduce campioana României. Din nou două goluri marcate într-un meci de Florin Costea, care cred că va fi chemat la națională de Victor Piciurcă. Excepțională centrarea lui Dănănaie. Centrare din alergare, traiectorie perfectă la celălalt capăt. Apare prompt Florin Costea. Nuno Claro este țintuit pe linia porții, dar n-avea timp să iasă. Centrarea a fost puternică, a fost precisă și Craiova are din nou două goluri avantaj. A remarcat foarte bine centrarea lui Dănănaie, vine exact acolo unde trebuie, între fundaș și portar. Centralul craiovean de mult n-a mai văzut atâtea goluri, vă spuneam, ultimele trei partide pe teren propriu, fără gol pentru Tupa Olteană și iată un contraatac, 2-1, Ubei, Mihai Costea sprintează, Mihai Costea la marginea careului, șut în forță, gol! Acțiune entuziasmantă a Craiovei, 4-1! Are tricou galben al naționalei, eu cred că ar merita încerca și el. Familia Costea își face de cap în Liga 1 în ultimele etape. Bine, pentru CFR Cluj, frații Costea s-ar putea să transforme în frații Mars. Devine hazlie această partidă, este 4-1 pentru Universitatea Craiova. Frumos fuleul lui Mihai Costea, șut din alergare, plasat, 4-1, 6 goluri marcate de Mihai și Florin Costea în ultimele două etape. Prin ce momente trece familia Costea, prin ce momente trece galeria olteană, stadionul Ion Oblemenco duduie sub presiunea acestei bucurii imense. 4-1 este un scor care ar putea îngenunchea orice echipă, indiferent cât de solidă. Eu cred că Uhrin se răștea la Jindra pentru că el este antrenorul principal și are responsabilitatea rezultatului. Bun stopul lui Ubei. Ubei încearcă să treacă și reușește. Ubei mai departe, al doilea dribling bun. Ubei în plasa laterală. Momente de grație traversează formația olteană la acest scor 4-1. Încă o dată slalomul lui Ubei. Parcă a făcut o sârbă oltenească în colțul careului. N-a înțeles absolut nimic Dario Flores din această dublă fentă a lui Julius Ubei. Intervenit bine Prepeliță, Dina blochează foarte bine Nuno Claro și Dina acuză o accidentare. Nu l-a văzut pe Nuno Claro ieșit din poartă. S-a demarcat foarte bine în spatele fundașului, evitând offside-ul, însă coliziunea a fost dură și acum Dina așteaptă intervenția medicului. Iată desprinderea de marcaj. Sper că Dina va putea continua.
A căzut destul de rău pe mână. Ia să vedem. Iată piciorul portarului care este foarte sus, nepermis de sus, aș spune eu. Parcă, din ce am văzut, l-a atacat cu talpa la genunchi pe Dina. Pe Florin Costea, cu o minge, așa cum îi place lui Florin Costea, pătrunde în centru Florin Costea, așa a scris cu Constanța Florin Costea, cât pe ce să-l scrie și în poarta lui Nuno Claro. Cred că a fost bară. Florin Costea într-o partidă în care și-a meritat supranumele de noul Mutu. Da, a fost bară. Mingea a șters stâlpul. Foarte bun controlul balonului. Nu-și îndepărtează mingea mai mult decât trebuie. Și șutul plasat, bara îl salvează pe Nuno Claro. Un meci în care prin planul a fost deținut de frații Costea. Iată-l pe cel mare într-o nouă acțiune, față în față cu Nuno Claro. Șutează portarul, reușește să respingă și să păstreze tabela la 4-1. Panin are dificultăți în a trimite balonul mai departe de acel loc. Și până la urmă Dănănai, nu, Borboianu este cel care pune capăt fazei. Iată, se așează pentru șutul cu piciorul drept. Un indiciu important pentru Nuno Claro, care are o idee foarte clară despre direcția în care va pleca șutul.